profesor Florin Filip și am să vă prezint astăzi povestea cărții proiectelor de energie generată din România. Am să mă acces mai mult pe energia eoliană, pentru că în acest domeniu lucrăm și am să spun carta a apărut în urma unei necesități. Am fost nevoiți la un moment dat să spațializăm proiectele de energie generate în anumită zonă pentru a analiza posibilitatea de raportare a unui beneficiar la sisteme energetice de distribuție a energiei electrice. O să încep printr-o prezentare a prezentarea fenomenului energiei eoliene în lume și la nivel național. Am expus două grafice. În partea de stânga, graficul de stânga reprezintă capacitatea parcurilor eoliene în Europa, unde avem o capacitate instalată în anul 2010 de aproximativ 90.000 de megawați. Iar graficul din partea dreaptă ne reprezintă capacitatea parcurilor eoliene la nivel mondial, unde avem 200.000 de megawați putere instalată în anul 2010. În acest slide este prezentat un scenariu de evoluție a fenomenului energiei eoliene la nivel mondial, unde sunt luate în calcul trei scenarii de evoluție de referință, moderat și avansat, unde observăm că până în anul 2030, conform datelor pe care le avem până în prezent, capacitatea de energie eoliană instalată la nivel global aproape se triplează. Evoluția puterii instalate la nivel global din anul 1996 până în 2010, deci în peste. Aici avem graficul prognozei evoluției pieței de energie eoliană pe regiuni în anul, între anii 2010-2015. Se observă un boom pe zona Asiei, în proiecte în dezvoltare, iar zona Europei rămâne undeva la o medie puțin peste 10 gigawatts pe instalată anual. În acest grafic am cumulat puterile deja instalate, puterile care vor fi instalate pe regiuni, unde în Europa Europa rămâne pe primul loc până în anul 2013, unde va fi depășită de zona Asiei. Acest slide ne arată evoluția tehnologiei în turbinele eoliene. Practic plecăm în anul 80 cu un diametru al rotorului de 15 metri, ajungând în anul 2010 cu un diametru al rotorului de 150 de metri și o prognoză pentru anul 2020 de 300 de metri. Ce ne indică acest fapt? Dezvoltarea rapidă a tehnologiei și puterile instalate pe turbină cresc din ce în ce mai mult. Acest fapt fiind evidențiat, bineînțeles, de diametrul rotorului. Ca să putem să rotim un generator cu putere instalată cât mai mare decât de suprafață de apalelor probleme. O să trec la contextul energiilor eoliene în România, unde vedem o statistică pentru luna august 2010, unde energia eoliană produsă în România are peste 1% din ce să fie în totul total. Pe
confund date de la ANR, am reprezentat structura pe tipul de energie generabilă a proiectelor dezvoltate în România până în prezent, unde se observă eolianul are cea mai mare ponderă, urmat de microhidrocentrale și proiectele pe biomasă. Se așteaptă un boom pentru proiectele de energie fotovoltaică, datorat faptului că în luna octombrie a fost aprobată ordonanța de urgență 88 care reglementează sistemul de promovare a energiei din sursele regenerabile și în același timp au fost în aceeași lună au fost aprobate și ordonanțe, normele de aplicare ale acestei ordonanțe, unde cea mai bine plătită, ca să spun așa, este energia din surse fotovoltaice, 6 certificate peste un gravat produs. Harta proiectelor eoliene, cum am spus, aportă o necesitate, la început pentru o zonă restrânsă, pe urmă am extins-o la întreg teritoriul național. Aceasta este ultima variantă. Între timp, variantele au fost mai multe variante anterioare. Cum am ajuns la acea hartă? Datele brute sunt publice pe site-ul Transelectrica, sunt într-un tabel Excel, nestandardizat, neomogen. A fost încă grea să le standardizăm, să le spațializăm, să le facem cât mai uniforme și omogene. Ulterior, am vorbit specific, în care fiecare resurse regenerabile s-a efectuat vectorizarea proiect și introducerea atribuțiilor. Fiecare proiect au fost alocate toate atribuțiile de către Transelectrica, unele cumpuri au fost completate, unele cumpuri nu au fost completate datorită lipsei de informații din în Argis am încercat să realizăm o formă finală a cărții, astfel am folosit proiecte de patru eoliene clasificate în 5 categorii, cu putere instalată, de la 0,01 la 6 MW, frontiera, limite, alte straturi tematice, pentru fundal am folosit SRTM. Aici avem un detaliu în care se vede distribuția parcurilor eoliene în Dobrogea. De asemenea, se vede ordinii de magnitudine și aplicat din numărimea punctului și culoare diferită. Aici sunt prezentate variantele cărții eoliene, cum am început și cât de urât a fost prima variantă. A trebuit să dăm printul, să ne convingem de fondurile pe care trebuie să le folosim și cum putem reprezenta cât mai bine asta. Ulterior, cu același algoritm am spațializat celelalte energii regenerabile din datele oferte de Transelectrica. Și astfel a apărut harta pentru proiectele fotovoltaice, microhidrocentrale, biomasă, cogenerare. Toată baza de date, baza de date vectorială, a fost folosită pentru realizarea cărții interactive a
etichetă pentru fiecare proiect. Iar acest lucru a fost posibil cu ajutorul domnului geospațial Vasile Crăsunescu. Ne-a ajutat și ne-a implementat și o posibilitate de heatmap pentru a pune în evidență densitatea proiectului. Se poate selecta, se poate selecta, se poate reprezenta numai un anumit tip de proiect. De ce? La ce ne-a ajutat această hartă? Păi, în primul rând, cred că utilizatorul cel mai îndreptățit ar fi opinia publică. Știm foarte bine ce reprezintă un proiect de energie eoliană, ce implicații de mediu, de aspect, de reprezintă și putem vedea dacă lângă casa noastră sau eventuale investiții, dacă vrem să ne mutăm într-un oraș la altul și așa, ce va urma să fie zona respectivă, cum va ce aspect va avea orizont. Mai multe detalii despre realizarea hărții vor fi oferite de către colegul Vasile Crăciunescu la seminariul pe ce urmează. Vă mulțumesc pentru